Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Speciale. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Gheorghe Cânduleț, antrenor de judo la Clubul Sportiv Școlar Făgăraș. Bine ai revenit, Gică, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Am luat la rând sporturile făgărașene, După cum știm, tot, tot sportul românesc este mare suferință de curând și fac aici o paranteză, o milință extraordinară a, a suferit echipa de handbal masculină, bătută de o, o, țară care are populația nici cât capitala țării noastre. Deci, din foș campion mondial, am ajuns să ciuca bătăilor și la handbal și la handbal masculin. De celelalte sporturi, la fel. Care este situația? Făgărașu? a fost de asemenea un centru puternic al judoului românesc. Cum vă descurcați acum cu, cu, acest sport? La ce nivel mai este în Făgăraș? Din punct de vedere al sportului ca secție de judo, a scăzut foarte mult nivelul și datorită faptului că nu mai au copiii continuitate la o echipă de seniori sau să se pregătească împreună cu echipă de seniori din momentul în care imediat după desfințarea echipei de judo care a adus rezultate extraordinare sportului Făgărășan și care mereu s-a clasat în primele 3-4 echipe naționale sportivii au rămas la nivelul de juniori și copii și acești copii, datorită și faptului că a apărut o diversitate mare de sporturi cu patinaj, cu plăci, cu nu știu ce, copiii acum la populația făgărașului care este să împart în mai multe uh, specialități sportive și atunci neavând continuitatea necesară, bineînțeles că nici rezultatele nu au mai fost cele din trecut. Mergeți totuși, acum e situația asta de pandemie, dar până să vină pandemia, mai participați, aveați cu, era campionat național de junior sau? Da, avem un calendar competițional pornit și înființat la Federația Română de Judo, care ne anunță la fiecare început de an și sunt ordonate competițiile de juniori, de copiii de tineret și de seniori, în funcție și de competițiile internaționale la care trebuie să participe țara noastră și loturile sportive ale, ale judoului românesc. Ce rezultate au avut uh, judoca din Făgăraș în ultima perioadă? Vorbesc la nivelul ăsta de junior. la În ultima perioadă rezultatele n-au fost excepționale, dar dacă discutăm de ultima perioadă, până în urmă cu vreo 2-3 ani de zile, da. totuși la nivel de junior am avut medalii de argint, de bronz, medalii cu echipele formate în Euroregiunea noastră cu cei care suntem de la Harghita, Covazna, Brașov și Sibiuț în județele care sunt în euroregiunea noastră și am avut chiar și medalii de aur și locul întâi pe echipe pe euroregiune și am avut și medalii e, individuale, atât noi la Clubul Sportiv Școlar, cât și echipa care mai există la CSM Făgăraș și antrenată de domnul antrenor Dragoș Ioan. Da este o concurență acum între, este benefică, nu este benefică? Concurența nu este chiar benefică în sensul că din momentul în care școlile au trecut de la Ministerul Învățământului la primării, noi avem, să zic, indisponibilitatea de a intra în anumite zile sau în anumite ore la programul de pregătire. Și mai ales acum de 2 ani de zile de când a venit și această molimă cu COVID-ul, am fost restricționat să mai intrăm în săli și pot să zic că pregătirea asta online este o pregătire doar teoretică pentru că nu ai cum să verifici copilul dacă ce ai transmis online îl respectă întru totul. În condițiile acestea de COVID, cu toate restricțiile care au avut loc, s au mai făcut totuși unele concursuri când au perioadele mai relaxate, că am avut și perioade mai am relaxate înțeles. sau de. Deci, anul trecut în 2020, începând din luna februarie, în momentul când s-a relaxat puțin restricțiile respective. Am mai avut ocazia să participăm la niște cupe de pregătire care s-au ținut la Miercurea Ciug, la Tușnad, chiar și la Sibiu. Asta până în luna aprilie-mai, unde s-au desfășurat și competițiile prevăzute în calendarul național, campionate naționale de copii și de juniori, unter 14, unter 18, dar de exemplu, eu am avut la Clubul Sportiv Școlar calificați în finală doi copii cu care în perioada următoare nu s-au mai ținut finale din această cauză și atunci în condițiile respective au rămas în suspensie aceste competiții care bănuiesc că vor fi reorganizate altădată, dar având în vedere că e aproape un an jumate, nu știu când s-o mai putea organiza și în funcție de calendarul internațional. Ce perspective aveți astăzi, dacă vă întreb? Ce, ce perspective vedeți pentru următoarele, să zicem, 3, 4, 5 luni? Pentru următoarele 4-5 luni, perspectivele sunt, din, din punctul meu de vedere, destul de sumbre, în sensul că dacă nu poți să te pregătești, atunci e normal că nu poți să participi cu rezultate bune la competițiile necesare. Trebuie să specific faptul că în ultimul timp competițiile care s-au ținut și în special numai finalele s-au organizat la Poiana Brașov la hotelul Piatra Mare, unde există o sală mare de conferințe unde s-au putut amenaja spații de luptă, 3-4 spații de luptă, dar și competițiile s-au desfășurat într-un fel online pentru că în sala de competiție nu intra decât sportivul și albitrii, și, bineînțeles, cei de la mesele prezidențiale care erau observatorii competiției respective. Uh, antrenorii trebuiau să urmărească online pe telefon uh, desfășurarea concursului, și, în condițiile în care nu poți să fii lângă sportiv să-i dai indicațiile necesare eu nu pot să spun că și-au atins într-un fel scopul necesar. Uh, au avut loc competiții care s-au mai desfășurat, ultimele competiții chiar în luna uh, decembrie, la U18, deci Unter 18 și după aia celelalte la nivel mai jos de copii au fost întrerupe pur și simplu aceste finale. Între timp a avut loc și alegeri în luna februarie, 24 februarie, la Federația Română de Judo. S-au mai făcut mici schimbări și rămâne să fim informați pe parcursul anului ce competiții se vor desfășura. Avem un calendar competițional elaborat de Federația Română de Judo pe care încercăm să respectăm, dar având în vedere că la nivelul făgărașului noi nu mai lucrăm cu sportivi decât până la nivelul de juniori, având în vedere că odată ce ajung la nivelul de 18 ani, ajung studenți, noi nu mai putem avea neavând un centru sudesesc aici și în condițiile respective încercăm să revigorăm un pic activitatea la nivelul de copii și de juniori mici și mari, că sunt nivel de junior 1, junior 2 și junior 3. Și ca sportiv, și ca antrenor, totdeauna a fost un om foarte bine pregătit, foarte bine pregătit, așa cu, cu, multă putere, cu multă putere de muncă și cu o tenacitate extraordinară. Și dumneavoastră și domnul Dragoș, eu zic că ați depus o muncă decisiv aici în, în Făgăraș pentru a menține pe linia de plutire, pentru a nu muri chiar, judoul Făgărășan, în niște condiții foarte, foarte grele. V-ați antrenat ani și ani de-a rândul cunosc această situație. Știu că era vorba de, de niște saltele pe care trebuia să le duce, să le adună, să iar fără spații, fără uh, minimum de confort, minimum de confort. Și sunteți de lăudat că uh, ați reușit în aceste condiții deosebit de grele, să țineți uh, totuși în viață judoul în Făgăraș și să obțineți chiar și unele performanțe. Federația, și acum vine întrebarea. Domnul Cosmin Gușă, când a venit la președinte la Federația, a promis o revigorare a acestui sport în România. A simțit un ajutor din partea Federației? Ceea ce vreau să vă spun este că domnul Cosmin Gușă, dacă ne uităm la rezultatele din ultimul timp al loturilor românești de judul la din de la senior până la juniori, Într-un fel, și-a atins uh, toate obiectivele pe care și le-a propus, având în vedere că în luna ianuarie, cu toate restricțiile acestui COVID uh, și internațional, sportivii români din loturile românești au confirmat cu medalii foarte bune. La campionatele europene am luat uh, o medalie de la Argin prin Chițu Andreea. De asemenea, la un turneu internațional, Cupa de la Praga, am obținut trei medalii de aur și două medalii de bronz și are două locuri 5. Deci, cu toate că nu era confirmat că se vor atinge aceste obiective, avem niște rezultate foarte bune. Tot în luna februarie au avut loc și niște competiții în Israel și au avut loc competiții la Doha. În Arabia Saudită, unde sportivii români s-au comportat foarte bine și au venit cu rezultate promițătoare care ne dă speranța că judoul românesc totuși la nivel național să descurcă foarte foarte bine. Ceea ce vreau să punctez este faptul că totuși judo nu este un sport din care să te realizezi financiar și din punctul ăsta de vedere cei care au centre universitare care s-au înființat după revoluție, cum e Sibiu, cum e Piteștiu. Acolo, bineînțeles, că având și mai mulți profesori și antrenori care, bineînțeles, sunt bine pregătiți, sunt centre unde au fost centralizate loturile naționale. Deci, aceștia în momentul în care au continuat studiile după liceu la facultățile de educație fizică și sport, bineînțeles că s-au mai specializat și în domeniul judo, în așa fel încât au apărut niște cadre noi cu dorință de afirmare. Niște cadre noi bine pregătite, și care au avut, bineînțeles, și un model în vechii sportiv care au dus rezultatele secțiilor respective. Uh, N-aș vrea să spun, dar făgărașul. Prea mult din punct de vedere financiar, copiii care au terminat la cluburile sportive, școlare sau municipale au rămas pur și simplu în suspans după ce au terminat uh, activitatea școlară și de performanță la secțiile noastre. Pot să reamintesc aici că o parte dintre sportivii noștri s-au orientat în alte direcții, de exemplu. În clasa 11-a, copii care am avut eu medaliații s-au orientat de exemplu spre handbal. Fiind bine pregătiți fizic, fizic da. au fost captați în lotul de handbal de la CSM, unde, bineînțeles, n-au fost ei cei mai îndemânatici la uh, conducerea mingii, dar uh, ofereau acolo o forță fizică care putea să fie în apărare sau în momentul în care s-a aruncat la poartă să facă un baraj ca să faciliteze aruncarea pentru sportivul care era mai bine pregătit din punctul ăsta de vedere. Având în vedere că se duceau aici la multe competiții, au avut și avantaje pe undeva, că au mai fost și retribuiți, pe când la judo retribuirii din astea n-au mai fost, premierile s-au desfințat în învățământ și atunci copiii noștri ne având nici indemnizații, ne avut nici premieri în momentul când obțineau un rezultat, bineînțeles că nu mai erau încurajați să-și continue activitatea respectivă. Am avut un sportiv carp răzvan care într-adevăr avea înclinație teologică, a terminat liceul teologic și uh, este student de anul trecut din septembrie la Facultatea de Teologie la Sibiu și chiar mă întâlnesc des cu el pe la anumite uh, sindrofii din acestea religioase și în mormântări, dar financiar el are de câștigat câte ceva, însă sunt foarte mulțumit și bucuros că acești copii au ajuns după aia să se realizeze din punct de vedere intelectual. De exemplu, Stoica, a ajuns să fie student la educație fizică și sport la Brașov. Cel de care vă spuneam că Răzvan este la teologie la Sibiu, și chiar acum o săptămână am discutat cu el și am fost tare impresionat că și-a luat toate examenele în condițiile respective cu nota 10. Este foarte apreciat și am zis că pe undeva, poate și din punct de vedere educațional. Afară de latura sportivă, am avut și eu o mică contribuție la dezvoltarea lor intelectuală și la felul de comportament pe care trebuie să aibă un sportiv de performanță. Știu, totdeauna ați susținut acest lucru, că un sportiv trebuie să aibă și o uh, prezență în societate cu totul și cu totul deosebită și, de asemenea, să niciodată, știu că să le spuneați asta, nu abandonați învățătura. Învățătura este foarte, foarte importantă. Veniți la sport, dar și învățați. Vreau să specific aici faptul că totdeauna am fost în ideea aceasta că pe undeva trebuie să te realizezi intelectual și profesional, pentru că sportul nu poți să-l faci o viață întreagă. Un sportiv, indiferent cât de bun ar fi, s-ar putea întâmpla vreun accident în care să fii scos din activitatea de performanță și atunci tu dacă nu te-ai realizat profesional ajungi la mila unor ajutoare sociale, ceea ce nu este normal. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să spun așa ca un lucru care l-am observat eu, acum în prag de pensionare, că totuși condițiile pe care le avem acum sunt mult, mult mai rele decât care le-am avut în trecut. Deci spațiul în care lucrez eu în școala generală 7, care actual e ține de liceu doamna Stanca, este pur și simplu o sală de clasă în care am un spațiu de pregătire de 5 metri pe 8 metri. Singura avantaj care l-am acolo este că din partea direcțiunii școlii am avut acceptul să las saltele de judo jos, să nu le tot ridic, să nu le tot așez, pentru că până administrezi un spațiu de luptă, să pierde o jumătate de oră aproape din, din antrenament. Iar de multe ori, copiii care vin mai și lipsesc din motive obiective, sunt bolnavi, și atunci, cu un număr mai mic de copii, e foarte greu să amenajezi spațiul. Dar, din alt punct de vedere, trebuie să spun că nu am avut de ani de zile un vestiar în care să mă dezbrac sau să se dezbrace copiii, să dezbrac acolo în sală nu am avut niște dușuri în care să-și facă și o recuperare după antrenament, nu avem spațiu necesar pentru că de la marginea saltelii sau tatami, cum se spune la noi la judo, este imediat peretele sau caloriferul sau o aparatură din sala de educație fizică și mereu tremur cu frică să nu se accidenteze un copil să ajungă cu capul în perete. Pe când în sălile de sportive bine amenajate, există un spațiu de 2-3 metri până la uh, pereți sau până la anumite obiecte care ar putea să pericliteze sănătatea sportivilor. Dar vreau să vă spun că acum, odată cu restricțiile astea de COVID, noi nu am mai avut acces în sală și acum am găsit în urmă cu 3 săptămâni înțelegere să putem intra foarte greu am mai putut să adunăm copiii. Copiii am văzut că au venit nepregătiți fizic, au uitat până la urmă și anumite procedee pe care le stăpâneau foarte bine. Au uitat denumirile care la noi sunt foarte importante, pentru că dacă nu folosești denumirile japoneze, de multe ori nu știi ce indicații îți dă un arbitru sau nu știi ce s-a întâmplat în spațiul de luptă. Și atunci. A am obținut înțelegeri să intrăm în sală, dar și aici, eu la Generală 7, acolo unde lucrez, sala după orele 14.30 este liberă. Eu de multe ori mi-organizam orarul de pregătire în așa fel încât să înțeleg că sportivii care sunt în grupele mele la ora care ies de la școală să aibă timp să mănânce, să se odihnească un pic să aibă timp să-și mai pregătească lecțiile și după aia să participe la antrenament să se mai relaxeze și fizic iar dacă mai au ceva de pregătit să vese după ora 8 acum ne-am primit niște restricții în care să intrăm de la orele 5 până la orele 7 și jumătate dar în 3 zile din săptămână atunci au fost bine și așa, totuși că copiii aveau o dorință de a se mișca, de a veni la antrenamente, dar imediat în momentul în care a crescut numărul de cei testați pe nivel de făgărea și pe județ, ne-a întrerupt activitatea și la ora actuală îmi desfășor activitatea to tot, la nu pot să intru să fac pregătire normală în condiții fizice. Ce ar trebui ca să Puteți desfășura niște antrenamente în condiții decente. Deci nu spun bune, în condiții decente. Care ar fi un, un minimum care ar trebui, cum să spun, să vi se pună la dispoziție pentru a face niște antrenamente decente? În primul și în primul rând, la ora actuală, la sporturile care sunt în orașul făgăraș am observat că nu mai sunt spații nici în sălile care le au școlile și liceele din orașul nostru. Nu, nu trebuie un spațiu foarte, foarte mare ca dimensiuni, dar și într-o emisiune trecută în care am participat, am spus că ar fi fost normal printr-un proiect, nu știu, nu mă pricep eu sau cine trebuie să dă acceptul, ca în continuarea sălii de la Radul Negru fiind un spațiu acolo în spate, să se fie făcut un spațiu numai pentru sporturi individuale în care să poți să amenajezi un spațiu conform regulamentelor, fără să ai probleme de accidentări, în care să poți să ai pe laterale, cum sunt și în alte săl de judo, aparatură pentru dezvoltarea forței fizice, cu anumite aparate pe anumite grupe musculare, și în care să nu tot trebuiască să, dacă ai o competiție de organizat, să muți, să trambalezi saltele, pentru că și acestea tot ridicate și scoase pe geam și pe unde poți, să deteriorează între timp. Acum, noi nu putem spune că avem spațiu de antrenament ca să vorbesc din punct de vedere a saltelor de judo, dar spațiu de pregătire totuși trebuie să aibă niște condiții minime să ai niște vestiare în care să te dezbraci și să te echipezi de antrenament, să ai niște dușuri în care să poți să îți faci refacerea după antrenament și să nu pleci transpirat până acasă. Nu văd de deocamdată în oraș unde s-ar putea rezolva această problemă, deși e o problemă care nu cred că se poate rezolva prea rapid, pentru că văd că și colegii mei de la jocuri au și ei probleme cu intratul în sălile respective și din punctul ăsta de vedere trebuie să reamintesc faptul că având în vedere că nu mai există continuitatea asta în pregătire ca un copil să-l preiei din clasa a doua, a treia și să-l duci până în clasa a 12 a, a când termină liceul, eu zic că încet, încet și Făgărașul să pierde din punct de vedere al judoului. Nu vreau să fiu pesimist, dar uh, și eu și colegul meu avem o vârstă la care efectiv noi dacă nu am avut sportiv care să ne urmeze uh, pregătirea noastră, noi nu avem continuitate nici din punct de vedere al specialiștilor care ar trebui să continue activitatea noastră. Și din acest punct de vedere eu prevăd că încet, încet uh, judo va rămâne ca un sport de masă în care părinții să-și aducă copiii Deși am observat că nu prea mai să trag copiii ăștia să facă performanță. Ei vin mai mult și părinții îi trimit mai mult pentru întreținere fizică, pentru faptul că sunt obezi și nu mai poți a trebuit să ne schimbăm și modalitățile de antrenament, să-i luăm cu ușurelul și să încercăm să selectăm dintr-un grup pe care îl adunăm din școli, Păi doi, trei care îi vedem într-adevăr că au pasiune, că au înclinații și că au talentul pentru judo. Cam ce calități trebuie să aibă un judoca, ca să ajungă la performanță? Când îl vedeți, dumneavoastră, așa copilului luați. Ce calități trebuie să aibă ca să uh, îl puteți șlefui să ajungă la performanță? În primul și în primul rând, cred eu că cea mai importantă calitatea unuia este să aibă dorința de a alege dintre toate sporturile acest sport care este judo. În al doilea rând trebuie să fie un copil care să aibă totuși o viteză și o îndemânare foarte, foarte bună, pentru că este știut că viteza și îndemânarea sunt niște calități care să nasc prin gena ereditară din părinți, și ea se îmbunătățește foarte puțin prin antrenament. Deci, nu poți să spui că dacă ai găsit un copil mai lent, prin antrenament o să-l aduci la o valoare de viteză sau de mândare foarte mare. La toate aceste calități, pe care le-am amintit acum, trebuie să spun că un mare lucru trebuie să fie și tenacitatea, pentru că, totuși. Judo este la un moment dat un sport foarte greu din punct de vedere că devine și plictisitor. Copiii la ora actuală sunt atras spre sporturile cu mingea, cu obiectul, care, cu alergare, cu nu știu ce. Pe când de la judo ai tenacitatea să ai răbdarea să lucrezi cu un, un partener, să repezi de 100 de ori un procedeu, să-ți intre în îndemânarea ta și în conștiința ta că trebuie făcut la un anumit moment. Dar o mare calitate este că trebuie să fii un pic și răutăcios și curajos. Deci un sportiv care nu are un pic de energie în el, o răutate, nu va face rezultat niciodată. Și atunci, noi, în momentul când mergem să facem selecții prin școli, ne uităm după acești copii, chiar dacă ei au uneori niște ieșiri mai puțin normale din punct de vedere disciplinar, considerăm că prin educația noastră putem să-l formăm și să înțeleagă. De fapt, este și recunoscut de ani de zile, nu este o noutate că, în general, prin tradiția asta a sportului japonez, prin respectul care există în judo și, în general, în alte marțiale. Sportivii care au făcut uh, judo, karate sau alte arte marțiale nu s-au uh, manifestat prin uh, ieșiri negative, prin scandaluri, cum sunt din alte sporturi, care în al doilea rând sunt foarte respectoși și au un vocabular uh, foarte, foarte frumos comparativ cu alte sporturi, unde se găsesc o grămadă de jurături și alte. Lucruri care nu sunt normale pentru educația unui sportiv. În momentul de față, printre copiii pe care îi antrenați, aveți copii care s-ar putea să ajungă la performanță dacă condițiile vor fi prielnice? Sunt convins că dacă condițiile vor fi prielnice, chiar și acum pot să spun că eu sunt normat la Clubul Sportiv Școlar cu trei grupe. Din care am o grupă de avansați și două de începători. Dar trebuie să reamintesc că încet, încet nu mai reușim să formăm o grupă de performanță. Grupa de începători, de obicei, este normată cam în 2-3 ani de zile să o formezi. În momentul în care anumite elemente din grupă ies în evidență prin rezultate, prin pregătirea lor, atunci e normal că îți formezi grupa de avansați și ai tendința să-i vezi progresând în așa fel încât să formezi o grupă de performanță. Dar, având în vedere fluctuația asta și abandonul ăsta, și plecările de la un sport la altul, este foarte, foarte greu să mai creezi un nucleu în care să sper că vei putea forma o grupă de performanță. Cu toate acestea, fiind un sport individual, încercăm și pot să spun că și la ora actuală am vreo 4-5 sportivi care în condițiile mai bune de pregătire sunt convins că ar putea să ajungă la rezultate bune obținând medalii și chiar să fie selecționați în loturile naționale ale României. Domnule profesor, iată am ajuns la finalul emisiunii. Eu vă felicit pentru tenacitatea cu care ați muncit ani și ani de zile ca să țineți uh, judoul uh, făgărășan la suprafață, să nu dispară. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă în continuare. Mulțumesc, domnul Maga, dar aș vrea să mai agătau da, ceva. Da, sigur că da. Am uh, analizat toată activitatea noastră la clubul nostru. Având în vedere că nu normal trebuie să fie două catedre de judo, cum am fost pe vremuri, ca să putem avea continuitate și o selecție într-o masă mai mare de sportivi, am rămas doar cu o singură catedră, ceea ce nu e normal și nu e nici din punct de vedere al învățământului normal ca un club sportiv să funcționeze cu o singură catedră. Dar. Părerea mea este pentru ca activitatea judoului să răsară în condiții mai bune, ar trebui să avem în dată condițiile acestea materiale de care am discutat mai devreme și ar trebui să avem o, o înțelegere și o unificare, chiar dacă nu din punct de vedere legal, cel puțin în pregătire cu cei de la Clubul Sportiv Municipal, în condițiile respective sportivilor care reprezintă vârfurile în pregătire cu sportivii noștri de la Clubul Sportiv Școlar ar putea să se pregătească mult mai bine decât în condițiile în care fiecare se pregătește separat și atunci de multe ori un sportiv care are niște calități foarte bune nu are sparing partener pe măsura respectivă. În condițiile unei pregătiri unificate, atunci și în condițiile în care mai lipsește unul din anumite motive, și cel care are pregătirea necesară are și pare parteneri ca să poată să progreseze mult mai mult. Deci cam asta este părerea mea și în măsura în care putem să mai fim sănătoși, să ducem trena asta judoului, din punctul meu de vedere și sunt convins că și colegul meu, domnul Dragoș, încă mai avem ambițiile profesionale să demonstrăm că judou nu se pierde în făgră și nu moare odată cu aceste condiții pe care le avem. Sperăm că vom scăpa și de această restricție de la COVID. Și, în condițiile respective, sunt convins că sportivii făgărășeni vor avea un cuvânt de spus în campionatele naționale de judo ale României. Domnule profesor, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în Și eu vă mulțumesc pentru invitație și, din punctul meu de vedere, consider că este foarte, foarte bine că ne mai invitați să mai putem transmite din ofurile și din cazurile și care le avem și poate să conștientizăm un pic mai mult părinții, deși trebuie să reamintesc că se face sportul de performanță cu părinți care sunt foarte atașați și înțelegători și care ne ajută de cele mai multe ori trimițindu-și copiii la antrenament, ajutându-te să te deplasezi la anumite competiții, pentru că mai întâmpinăm câteodată greutăți în deplasarea sportivilor la anumite competiții. Având în vedere că și eu și domnul Drago suntem în aceeași competiție, dar fiecare e cu sportivii lui. Noi trebuie să mergem cu ei la cantar, noi trebuie să mergem la ședință tehnică, noi trebuie să mergem, să zic, la sală, se ducem la masă, în condițiile în care ești unul singur, nu știu unde să te împarți. Când aveam o continuitate sportivii mai vechi, cunoșteau orașele, cunoșteau sălile de sport, cunoșteau hotelurile și atunci aveam curajul să îi mai trimitem pe cei mai mici și mai începători și care nu cunoșteau uh, orașele respective cu cei mai mari și noi ne vedeam de ședința tehnică sau de cântar sau nu știu ce. În condițiile astea, aici e o greutate foarte mare pentru noi, ca antrenori, dacă nu avem un al doilea antrenor secund cu care să te poți ajuta să-ți poți administra bine pregătirea și desfășurarea unei competiții. De aia ne și ferim de multe ori că, ajungând la o vârstă, să nu ajungem în probleme de accidente sau de litigi în care să ne facem de minune acum la sfârșitul activității noastre. Domnule profesor, să sperăm că cei care au trebuit să audă, auzit aceste doleanțe ale, ale, dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și să sperăm că Giudovă Sfăgărășan va dovedi că nu se pierde pe parcursul timpului și odată cu trecerea timpului și aceste probleme de restricții vom reuși să scoatem mai vizibil capul în activitatea sportivă a orașului Făgăraș. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.